Salut, salut! Aici este Alex Fuego! Bine ați venit la un nou gameplay, la un nou video, de asta cum puteți vedea și voi. Suntem alături de prietenul nostru, Doggy Style, Dogmeat îl cheamă, suntem în Fallout 4. Am trecut puțin peste primele secvențe, cum s-ar spune, intro-ul și prilogul, doar ce n-am vrut să vă plictisesc cu chestiile alea. Am vrut să vă arăt progresul meu momentan în... în acest joc, o să vă arăt în mare parte, suntem aici să căutăm niște resurse, deoarece tocmai ce avem un settlement, adică un orășel al nostru și trebuie să căutăm niște resurse mâncare, în mod general căutăm acum, caut foarte, foarte multă mâncare, am nevoie de foarte multă pentru a hrăni oamenii din oraș. Acesta este caracterul meu, pot eu să-i arăt fața, nu cred că pot să-i arăt fața în momentan. Ah, bă, da, cred că poate, uite. Asta este fățăul meu momentan. Nu am foarte mult gear impresionant la mine, să vă arăt și ce arme am momentan. Ia, pe ce Dumnezeu se... așa. Asta este cea mai bună armă pe care am momentan. Ținând cont de cât de mult poate să tragă, distanța pe care poate să tragă și de damage. După aceea asta avem pentru close combat, pentru lupta corp la corp, este un shotgun foarte puternic. Ia să vedem. După aceea am acest sniper, pot să spun că este, are distanță destul de mare, deși nu are un damage foarte puternic, este bună pentru lupta la distanță. Așa că o să mai înaintăm și cu ce o să înaintăm? O să înaintăm cu shotgun-ul, avem destule gloanțe să înaintăm cu shotgun-ul. Nu cred că am căutat în aceste case, deși înainte să facem misiunea, nu știu dacă v-ați uitat la altcineva, însă dacă nu v-ați uitat, nu ați pierdut foarte multe chestii. Pur și simplu a trebuit să mă bat cu un monstru foarte, foarte mare, tocmai ce am făcut rost de Heavy Suit. Costumul acela de oțel imens pe care îl folosesc pentru a mă bate cu monștrii de ăștia mari, uriași, și pentru a supraviețui atunci când sunt zilele alea cu furtuni radioactive. Suntem în oraș. Cum spuneam, misiunea precedentă a trebuit să facem rost de costum. Ne-am plimbat pe aici puțin prin oraș când strigau niște oameni după ajutor și noi am fost destul de drăguți ca să, ca să-i ajutăm. I-am ajutat, aceștia ne-au spus de acel costum pe care am făcut rost. L-am luat și l-am dus la bază, ei s-au hotărât să continue altul de mine și sunt la baza pe care mă aflu momentan, o să vă arăt după ce terminăm aici de lutat. Haideți să-mi iau puțin coordonare și să nu controlez de două ori același loc, ca să vedem ce am putea noi să găsim. Ce e motorul ăsta, nu cred că e nimic în el. Avem niște case pe aici care trebuie să verificate de loot. Haideți să vă arăt statusurile mele momentan. Am ales să pun 3, 5, 5, 8, 6, 2 cu 2. Acestea sunt punctele mele pe care le-am pus. Ia, cred că mi-a arătat acolo. Perks momentan am pe Armored, Awareness, Locksmith și Rifleman. O să căutăm aici în prima casă, să vedem, poate găsim ceva lucruri interesante. Nu sunt un maestru la acest joc, trebuie să recunosc că este primul Fallout pe care îl încerc și mă bucur că am făcut chestia asta, deoarece restul nu mi s-au părut destul de interesante pentru a le încerca. Ia să vedem noi. Short pipe value. Revolver rifle. Ia să încercăm să vedem care-i treaba cu ea, să ne uităm puțin. Inventory weapons. Ok, deci avem 54 pe o distanță, pe acurat, deci avem 54 damage, acuratețe 16 cu 4, 7 distanță. Ia să vedem. Deci 28. Are 107 range, da, și acuratețe 70, destul de bună, asta e, goddammit, n-am făcut, nu m-am uitat unde trebuia,
Asta este lucrul care vreau să mă uit la ea. Asta am găsit armă momentan acum în acest cufăr. Ce are 28 damage, 119 range. Foarte, foarte, foarte bună. 119 range, acuratețe mă interesează. Acuratețe 71. Wow, cred că o să băgăm pe asta și o să punem aici în locul de pistol. Hai să vedem cum arată. Apăsăm pe tasta 5. Wow, ce super arată. Cred că o să continuăm cu asta oare sau? În fine, dacă avem nevoie... Wow, încă una cu expert. Avem două cufere de-astea, două seife pe care trebuie să le căutăm și să încercăm să le deschidem după ce facem level 7 și o să facem rost de acest rank up pentru a deschide seifele la level 7 și pentru a putea deschide la rank de expert. Yeah. Pur și stil 2, asta o să fie bune pentru materiale. Ce am verificat asta? Hai să verificăm și aici. Repejor. Asta nu-mi trebuie. Niște bănuți. Ok, asta se pare că o să ne trebuiască pentru a face materiale din ea. Să fim atenți, poate o să trecem pe lângă un safe și n-ar fi foarte, foarte bine să facem lucrul ăsta. Încercăm să găsim absolut toate resursele de care avem nevoie pentru a putea să creștem buna dispoziție. Nu cred că pot să sărăm peste asta, oare? Nu merge. Pentru a putea crește buna dispoziție a oamenilor de care avem grijă. Bineînțeles, avem câteva persoane cu care comunicăm în bază. Asta cred că sigur... Le-am controlat. Sunt foarte, foarte slabe. Ia să vedem pipe. Parcă găsisem ceva pentru hăinuțe. Dar uite că nu avem pentru right arm. Ne-am pus... și niște armură pe brațul drept. Ia să vedem aici care e situația. Ce putem să luăm? O sac de fertilizante, super. Aluminium cam, tin cam, duct tape. Ca totdeauna toate resursele astea sunt foarte, foarte prețioase. Trebuie să-mi precizez iar. Dacă aveți de gând să vă jucați acest joc, trebuie să strângeți toate resursele astea. Tot ce vă pică în mână. Ia să ne uităm noi puțin sus. Să ne uităm și la etaj, să vedem dacă avem ceva. Asta e primul oraș pe care îl explorăm mai amănunțit. Avem deja două zone în care o să trebuie să deschidem seifurile acelea să vedem ce pică în ele. Întotdeauna medicamentele sunt foarte, foarte bune și trebuie luate. Și cred că am atât avem în acest oraș, din păcate. Nu cred că mai avem, vreo casă în care putem să intrăm. Biserica am controlat-o deja. Ia să mergem atât pe strada asta, să vedem. Poate am omis ceva. Deși nu cred. Da, cam am controlat tot ce era de controlat. Deci, avem un safe la biserică și un safe aici, parcă, dacă nu mă înșel. Da, acolo.
Cred că am uitat să iau ceva în episodul precedent. Așa că mai trebuie să mai suportați puțin până verific chiar aici clădirea. Intrăm puțin la muzeu. Mi se pare că am uitat un sac de ciment și îmi trebuie foarte, foarte mult acel sac de ciment. Nu o să dureze foarte mult. Ia să vedem dacă mai mi-aduc aminte unde era. Aici mergeam în față. Cu atât găsim mai repede, cu atât e mai bine. Nu mai e nimic aici. Aici a avut parte prima misiune. Misiunea pe care, din păcate, nu am înregistrat-o. A trebuit să omor niște băieți pe aici, n-a fost nimic foarte dificil. Ia, cred că eram undeva sus la etaj. I-am bătut destul de ușor. Aici am învățat și cum se face hack la sistemul acela de calculator. De asemenea, foarte, foarte ușor. Trebuie doar să depui puțin efort. Ia să vedem. N-am ce să fac aici. Unde era sacul acela de ciment? Știu că era un sac de ciment pe aici. A? E ceva pe aici? Uite, asta nu o văzusem. Dirty water, melon. Asta este bun pentru a putea planta în bază. Dacă aș găsi ăla și foarte, foarte fericit. Știu că era un sac de ciment, dar nu pot să-mi aduc aminte exact unde. Nu pot să cred că nu-l mai găsesc. Nu pot să mai aduc aminte. Aici controlase. Beer bottle. Hai să luăm glass, bobby pin pentru a putea desface încuietorile. Plastic. Paul, plastic. Siguranță. Nu prea am mai avut noi plastic așa mult. Ceva ascuns pe aici. Wow, uite că totuși n-am venit degeaba până aici. Am găsit ceva resurse de care aveam foarte mare nevoie. Cred că aici am controlat, da? Da. Aici era oare? Dacă nu e aici, cred că o să continui și fără acel sac de ciment. Pur și simplu nu mai țin minte unde era. Nu mai mi-aduc aminte. Nu mai știu. Însă, haideți să mergem înapoi la bază. Ce am ceva aici de făcut? Ia să vedem noi. De ce mi-arată semnul acesta să intru pe ușă? Hai să ne întoarcem la muzeu. Un sac de ciment am și eu nevoie. Știu că erai pe aici, săculețule. Cred că asta e unul dintre defectele mele. Întotdeauna când am o idee, mi-este foarte, foarte greu să scap de ea până nu o duc la bun sfârșit. Este ceva de genul filmului Inception, cred că așa se pronunța. Cu siguranță știți despre ce vorbesc, cunoașteți filmul, dacă nu... Oh, l-am găsit! L-am găsit! Bag of cement! Wiu-wiu! Haideți să mergem de aici! Hai să mergem la map. Fast travel to location.
A, trebuie să ieșim afară mai întâi. Deci n-am putea să deschidem porțile. Aici. Exact. Got it. Ieșim din această clădire și după aceea vom putea să dăm, fast travel și vă arăt locația, vă arăt oamenii mei pe care i-am momentan. Și cred că acolo o să punem punct acestui episod. Am vrut să vă arăt pur și simplu caracterul meu cum arată momentan. Să vă arăt unde m-am cazat. Să vedeți că toate decurg cum trebuie. Sunt level 5 momentan, nu am jucat foarte mult, n-am avut foarte mult timp să joc în această săptămână. Însă, cresc așa, ușor, ușor. Pot să spun că am murit de cât o singură dată până acum. Am avut acea luptă mare cu boss, adică era un boss, era un gândac care te învăța cum să folosești costumul. N-am murit acolo, însă, din păcate, am murit... omorât de un băiat care arunca prea multe cocktailuri molotov. Ce găsi băiat? Ce băiat aici? Ce băiat aici? Am găsit ceva, dar nu știu ce. Ce-i văzut? Ce-i pățit? M-ai păcălit, mama ta de brostac. Este noapte. Ia să vedem... să vă arătăm puțin ce am construit. N-am construit foarte multe în acest joc, după cum puteți vedea și voi... aceasta este baza mea, adică baza mea. Aici este cartierul vechi în care locuia acest personaj înainte de... această apocalipsă. Haideți să vă arăt sistemul de... ce era? Ce m-a fost? Acestea sunt persoanele mele. Deci, sistemul are un meniu de a construi. Asta a fost primul lucru pe care l-am construit în această bază. Câte persoane avem noi? Avem 5 persoane în această comunitate. După cum puteți vedea, primul lucru a fost nevoit să fac apa. Am făcut aceste pompe mici pentru a aduce apă locuitorilor. Însă, mâncare avem foarte, foarte puțină. Ia să vedem noi. Aici avem niște pepeni. O să încercăm să vedem dacă putem să facem ceva de mâncare. Deci aici puteți vedea și voi structuri. Să ne uităm la structuri, să vedem... ce-am făcut o dată? Lasă-mă poartă acolo, mă nebunule. Wood. Ia să vedem. Nu înțeleg de ce nu mă las să construiesc asta. În fine. Puteți vedea și voi, asta ai putea să pui o podea din lemn. Ceea ce nu o să facem momentan. Zid. Acoperiș. Scări. Și asta e o structură mare, cred că un pod, dacă nu mă înșel. Din metal. Uși și garduri. După ceea ce avem, avem... imobilier, ce ai putea să pui în case. Tot așa am avut o misiune în care a trebuit să fac 5 paturi și să vă arăt unde am decis să pun paturile pentru mica mea comunitate. Aici este unul dintre ele. Și aici avem două camere separate cu două paturi în fiecare. Vedeți și voi aici. Astea pur și simplu erau pline de gunoaie, pline de mobilă și ai opțiunea să descompui absolut orice din sectorul ăsta în care locuiesc eu. Poți să descompui absolut și câștigi materiale. Uite, să zicem că avem această tricicletă. Putem să-i dăm scrap și câștigăm 2 steel, adică 2 fier și 3 cauciuc. Și cu materialele acestea putem să construim la loc. Tot așa era foarte multă mizerie. Am făcut ceva curățenie, am construit aceste 5 paturi. Mi-am pus aici și un mic container pentru mine unde depozitez materiale
Și acum hai să vedem dacă putem să facem ceva de mâncare. Avem foarte mare nevoie de mâncare, avem decât unul mâncare. Și în curțile astea aici care erau deja făcute, aș fi preferat să pun să pun de mâncare. Nu, lasă aia jos. Lasă-mă aia jos. Așa. Avem de apă, avem. Hai să vedem dacă putem să facem ceva de mâncare. Ia, avem ceva resurse de mâncare. Avem un pepene. Deci avem un pepene care putem să-l să-l punem aici. Ia să vedem unde să-l punem noi. Nu știu, băieții, ce s-au decis să stea aici cam aiurea. Dacă pot să-l pun eu cât mai aproape de... Nu merge. Aici. Poate ciudat că nu mă las să le pun în anumite locuri. Aici aș vrea să pun pepeni, însă... Poate ciudat că nu găsesc un loc bun care să plantez drăciul ăsta. Trebuie doar puțin timp. Ok, hai să plantăm aici. No. Și nu mai avem nimic momentan. Uai, serios. Ah, uite-l că l-am... Pum, m-am inspirat. Am crezut că... A dispărut. Foarte iurea că trebuie să găsești un loc. Hai, rămâi aici. Ok, se pare că am făcut... O mică grădină. Am pus ceva de mâncare pentru băieți. Sper să crească. Uite, deja a început mâncarea să crească la 2. Din păcate nu avem alte materiale în care să facem să facem mâncare. Și mai e o chestie în care poți să faci. Mi-a luat puțin timp până mi-am dat seama cum se fac materialele din inventarul pe care le ai. Pur și simplu te duci la inventar. Aveți tab? Da, dacă m-ar asculta și pe mine să meargă... Nu înțeleg de ce nu merge asta. Da, m-am înțeles, dau pe ăsta, lasă-mă în Dumnezeu, mătii. Nu înțeleg de ce nu mă las să folosesc... Îmi pune tot să folosesc corp și apă și... Aha, cred că trebuia să am o armă în mână. Hai să mergem în aici. Deci... Trebuie neapărat să ai ceva armă în mână. După aceea îți apeși tab pentru inventar, te duci la inventar desigur. Și după aceea duci la junk. Cred că aici găsești toate materialele care nu ai nevoie esențiale. Dai sort, să le pună după valoare ca să știi și tu ce arunci și ce n-ar trebui să arunci. Nu avem foarte multe chestii valoroase, însă sunt foarte bune lucruri care poți să faci materiale din ele. Hai să dăm drop. Țigările. Cred că cam tot o să arunc. Asta n-am nevoie. Bag of cement, concrete. Cu siguranță cam toate, dacă nu mă înșel. Nu cred că am nimic care să-mi trebuiască esențial aici. Toate obiectele ți-au fost aruncate, după aceea apeși pur și simplu pe V, te duci, lasă și dai scrap. Foarte simplu. Și cam așa fac eu rost de materialele esențiale de care am nevoie în mare parte. La defenses nu am nimic, va trebui să mă duc într-un loc mai periculos, va trebui să mă avântez mai mult în acest joc. Și să caut mai multe resurse de care am nevoie.
să terminăm cu asta repede. De făcut scrap din ele, cred că cam asta au fost tot. Haideți să ne uităm puțin la defenses, ce ne-ar trebui să construim defenses. Astea sunt, cred că, guard post. Nu avem nevoie momentan. Turete și mine. Hai ne uităm la turete, vedem ce ne-ar trebui. Ne trebuie foarte multe lucruri aici. Type for search. Ok. Laser turret. Wow, nu cred că suntem așa de evoluați încă. Deci aici am făcut am făcut cercetare și o să ne arate obiectele pe care le găsim. Când ne arată acel compas, știm automat că în acele iteme se găsesc resursele necesare pentru a construi ce avem noi nevoie. Să ne uităm puțin aici la construcții din lemn. Nu cred că avem mare nevoie de asta. Hai să vedem. Porți și acoperiș. Asta e un acoperiș. Se pare. Da, se pare că poți să-l pui și pe jos. Da, asta e podea și ăsta este acoperișul. Ia. Aha. Mai aproape, mai departe. Ok. Avem acele uși. Decorații. Ia să ne uităm la power. Power generators. Ia să vedem. Small, medium, large. Ce mai avem nevoie? Ok, am dat tag la astea. Aluminium. Power, large, medium. Asta nu cred că mă interesează foarte mare la large. Ok, o să ne facem... Aici pur și simplu ne facem un inventar să știm ce ne trebuie. Atunci când găsim itemele să nu le aruncăm sau din greșeală cine știe să nu le luăm de jos. Și așa jocul ne ajută și ne indică că itemul acela dă materialul respectiv. Și asta, ok. Terminal. Power speaker. Și da, doamnelor și domnilor, cam așa arată caracterul meu, cam așa arată baza mea, am făcut câteva scaune, am făcut ceva de mâncare băieților care locuiesc aici, le-am adus ceva și de băut, așa că va trebui să ne aventurăm mai mult în părțile următoare și să cercetăm mai mult această lume, să căutăm resurse necesare, cine știe, poate vom reuși să facem rost de ele fără să murim de prea multe ori. Până data viitoare, sper că v-a plăcut gameplay-ul de azi. Este doar un gameplay informativ, să vedeți și voi la ce m-am ocupat până acum și ce planuri am pentru viitor. Până data viitoare, dacă vreți mai multe filmulețe din Fallout 4, nu ezitați să spuneți lucrul ăsta, o să fie mult mai multă acțiune. Cum am mai spus, a fost doar un video informativ. Până data viitoare, vă urez o zi bună în continuare și ne vedem în capitolul următor. Bye bye!